Guvernul premierului Victor Ponta încearcă de mai multe săptămâni să-l demită pe președintele suspendat Traian Băsescu, încălcând legi și decizii ale Curții Constituționale, apreciază postul de radio german Deutsche Welle în ediția în limba engleză a site-ului său, citând stenogramele unor convorbiri telefonice între miniștri și oficiali de rang înalt, făcute publice pe 10 august de către procurorii Curții Supreme Române. Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso și Comisarul pentru Justiție, Vivian Reding, și-au exprimat susținerea față de Curtea Constituțională, comisia exprimându-și angajamentul de a asigura respectarea statului de drept și independenței sistemului judiciar în România, potrivit unei scrisori citate de doi cevele, care adaugă că, între timp, ministrul român de externe îl acuza pe Zegrean de afectarea reputației țării prin scrisoarea sa. Stenogramele au arătat că guvernul Ponta plănuia falsificarea listelor electorale la scară largă, apreciază doi cevele, adăugând că datele falsificate aveau ca scop să declare valid în mod retroactiv un referendum controversat de pe 29 iulie privind demiterea lui Băsescu, după ce nu a fost atins pragul de validare de 50% al prezenței la vot. Premierul socialist Victor Ponta, care a instigat tot scandalul, a îndemnat de atunci la acceptarea înfrângerii în lupta cu Băsescu, continuă 2CVL, apreciind că acest lucru pare să nu fie împărtășit de către adepții unei linii dure din cadrul PSD. Citând, analiști, 2 cevele apreciază că Ponta deține puțină putere reală în cadrul PSD, ai cărui baroni locali care controlează economia pe plan local au cea mai mare influență asupra sorții sale politice. Și Philip Gordon, asistentul secretarului de stat Hillary Clinton, a declarat potrivit Hot News în cadrul unei întâlniri cu câțiva reprezentanții ai presei că principalele îngrijorări ale Departamentului American de Stat sunt determinate de suspiciunea că la referendum au avut loc fraude de amploare de procesul de reactualizare a listelor electorale și de presiunile exercitate asupra curții constituționale.